prima epistolă a lui Pavel către creștinii din Corintul secolului I, dar care a rămas la fel de valabilă și valoroasă și pentru noi cei din secolul 21. Deși ei trăiau într-o societate profund coruptă, care începuse să întineze și biserica, apostolul le dă de la bun început vestea bună că orice stare sau situație, oricât de mizerabilă, are soluție în Iisus Hristos. Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Am citat versetul 21 din 1 Corinteni 1. Iar mai departe, tot în primul capitol, în versetul 24, apostolul afirmă că Hristos cel răstignit este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că, versetul 30, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. După care trece să le ofere amănunte despre cum se poate înțelege și trăi o viață ca lui Hristos. Pur și simplu prin El, prin puterea Duhului de viață a lui Iisus Hristos. Prin puterea tainică a Duhului. A trăi o viață de autentic creștin înseamnă să trăiești la modul supranatural. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi și toți să-L iubim necondiționat și intens pe Fiul Său Iisus Hristos și să fim copleșiți și dependenți de puterea Sa măreață. În vremurile vechi testamentare, în mare măsură adevărurile despre Dumnezeu și despre mântuire erau mai degrabă secrete, ascunse, iar filozofia era o etalare de inteligență omenească, o încercare zadarnică de a revela misterul existenței cu limitatele mijloace firești, omenești. Iisus Hristos și apoi ucenicii și apostolii au venit cu o nouă abordare, descoperindu-ne tainele cunoașterii lui Dumnezeu și provocând oamenii la experiențe reconfortante. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Am citat versetele 9 și 10 din 1 Corinteni 2. Dumnezeu este gata să se descopere tot mai mult și o face atunci când vede că omul chiar îl caută. El cunoaște toate lucrurile, împrejurările și stările și apreciază cel mai corect fiecare aspect și stadiu al vieții noastre. De aceea, ideal este să îi lăsăm lui judecata. Este o sarcină prea mare și o povară prea grea pentru noi. Plus că nici nu avem puterea și înțelepciunea de a o face cum trebuie și de a supraviețui consecințelor ei. Dumnezeu ne învață că în calitate de credincioși, în ce privește răspunsurile față de El și față de cuvântul Său, noi suntem fie spirituali, fie naturali, adică firești, carnali. Cei călăuziți de omul firesc, cei naturali, sunt controlați de vechea natură păcătoasă, pentru că din cauza păcatului, oamenii ajung să judece toate lucrurile prin prisma cărnii, firește. Dar dacă suntem spirituali, în răspunsul pe care îl dăm lui Dumnezeu și în abordările vieții, asta înseamnă că trăim controlați de Duhul Sfânt, care coordonează și stăpânește gândurile și emoțiile noastre și orice alte părți și domenii ale ființei și vieții noastre. În acest fel, prin Duhul, putem ajunge să înțelegem, adică să discernem, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și să luăm decizii care îl onorează pe El.